Deci, la determinanți, să vedem dacă mulțim o linie sau o coloană cu număr fără în cealaltă linie, vă văd determinanți să schimbă. Ia să încercăm să demonstrăm această tabă. Avem determinanți de linie A, B, C și B. A, B, minus B și coloană de linie. Diagonala principală, numai diagonala secundară. Și acum să încercăm. Ia să vedem. Deci, să se calculeze, avem de la D3, egal cu 1, 4, 1, 1, 4, 1, 3, 2, minus 1, 4, 1, 1. Deci se calculeze valoarea determinantului. Aici cel mai bine se lucrează pe linii. Linia asta, linia a doua urmă și linia a doua urmă a treia. Deci de trei e unul. Dacă o adun pe asta, 1 plus 3 fac 4. Deci 1 plus 3, 4 plus 2 e 1 minus 1. A doua urmă este a doua linie, ăsta va. 3 plus 4, 1 plus 2, 1 plus 1. 1 minus 1. Deci, da. Deci, a doua linie m-am luat la prima, despre la a doua. Să te însemnești. Deci, să avem 4, 6, 0. 3, 2, minus 1. 7, 3, 0. Aici, plus, minus, plus, minus. Este a, 2, 3. Dacă are 3 semne este minus 1, 2 plus 3, deci inclusiv. Eu dau minus 1, cu minus fac plus. Deci minus 1, 2 minus 1, 3 plus 3, și dai din 1, dai coloană. Rămâne 4, 6, 7 și 3. Deci este egal cu minus 1, minus fac plus, 12, minus 1, plus 3. Valoarea este minus 30.
repede calcul. Aici. Nu uita să scriem asta, deci calculez de 3. 1, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 1. Linia 2, o adunăm la prima și la grea. 1 plus 3, 2, 4 plus 2, 1 minus 1. Asta mai schimbă de 3, 2 minus 1, 1, 3 plus 4, 2 plus 1 și 1 minus 1. Ăștia sunt, aici e 4, 6, 0, 3, 2 minus 1, nu e schimbată, 7, 3 minus 1. 0, 1, 1, 0. Semnul al ăsta este al lui 3, este minus 1, 3, 2, 3, plus 1, minus 1. Și cu minus, deci minus 1, am zis, minus 1, 3, plus 1, tai, tai coloană și tai linia, așa, 4, 6, 7, 3. Și 12, minus 4, 2, fac minus 30. Valoare determinantă. Deci, trebuie să fie aplicată și în practică cum se procedează pentru a calcula mai ușor. Sunt niște artificii, niște proprietăți ale determinanților pe care le folosim pentru a calcula mai ușor valoarea lor.